Pastila de fisico. Mișcare și repaus. Pentru a caracteriza starea mecanică a unui corp avem nevoie de noțiuni precum mobil, sistem de referință, traiectorie. Știai că un corp poate fi în stare de repaus și în stare de mișcare în același timp? Atunci când neglijăm dimensiunile corpului în raport cu mărimea deplasărilor sau distanțele la care se află alte corpuri, corpul se poate reprezenta printr-un punct numit punct material. Punctul material în mișcare se numește mobil. Corpul față de care se studiază mișcarea mobilului se numește reper. Când reperului îi se asociază instrumente de măsură pentru distanță și timp, obținem un sistem de referință. Pentru a descrie starea de mișcare sau starea de repaus a unui corp, vom preciza mereu sistemul de referință ales. Traiectoria reprezintă linia descrisă de un mobil aflat în mișcare față de un sistem de referință. Traiectoria poate fi rectilinie, adică o linie dreaptă, sau curbilinie, adică o linie curbă. Un corp este în mișcare atunci când el își schimbă poziția față de un sistem de referință. De exemplu, o mașină este în mișcare față de copacii de pe marginea drumului, deoarece poziția acesteia se schimbă permanent față de copaci. Un corp este în repaus atunci când nu își schimbă poziția față de un sistem de referință. De exemplu, copacii de pe marginea drumului sunt în repaus unul față de celălalt, deoarece poziția lor rămâne neschimbată. Acum putem explica cum un corp poate fi în același timp în mișcare și în repaus. Șoferița este în repaus față de mașină și în mișcare față de șosea, adică față de două sisteme de referință diferite. Astfel, putem spune că mișcarea și repausul sunt relative, depind de sistemul de referință ales. Stabilește starea mecanică pentru următoarele situații: o pasăre în zbor față de șezlongurile peste care zboară, blocul de desen față de bancă, atleții care aleargă față de gardurile peste care sar, un biciclist față de bicicleta lui. Iată care sunt răspunsurile corecte. Punctul material în mișcare se numește mobil. Corpul față de care se studiază mișcarea mobilului se numește reper sau sistem de referință. Traiectoria reprezintă linia descrisă de un mobil aflat în mișcare față de un sistem de referință. Un corp este în mișcare atunci când își schimbă poziția față de un sistem de referință și este în repaus atunci când nu își schimbă poziția față de acesta. Mișcarea și repausul sunt relative.